Discuții controversate în interiorul alianței de guvernare. Primul element care denotă o neîncredere maximă în interiorul alianței pentru integrare europeană 2, mă refer aici la un proiect de lege care va fi votat acum, prin care se creează un prezidium care obligatoriu, unanim, trebuie să examineze înainte de ședință de guvern toate proiectele de hotărâre de guvern, ceea ce înseamnă că actuala alianță nu are încredere în viitorul prim-ministru. Și componentele alianței nu au încredere unul în altul. Dar domnul Ghimpu zice că este ceva normal ca să se formeze un prezidium. Este un lucru normal și nu există nicio problemă în alianță. Pot să vă spun sigur că și deja din experiența de care și dispun. Actul de guvernare în care membrii alianței nu au încredere în prim-ministru și pun diferite modalități de veto asupra proiectelor discutate în ședințele de guvern, va fi un act de guvernare neeficient.